Cum se termină seara asta, așa se va termina viața ta. Dragii mei, cea mai mare valoare e timpul nostru, să știți. Fiecare secundă pe care tu o ai în viața asta, poți să o investești într-un lucru rău sau într-un lucru bun. Dacă și dumneavoastră cât ți-mi-a spus, ascultă-mă, domnule pastor, de mâine mă schimb și nu mai apucat ziua de mâine. Și nu mai apucat ziua de mâine. Pentru că ziua de mâine nu ia nimeni, nu ascultați-mă, e prea târziu mâine, azi e ziua, ultima zi, așa să gândiți. Nimeni nu mai are mâine o zi, Dumnezeu nu a făcut contract cu nimeni, de ce că mâine trebuie să mai trăiți sau să trăim niciunul de aici. Doamne, trimite în seara aceasta un cuvânt de eliberare pentru noi. Trimite un cuvânt de ridicare pentru sufletele noastre și îți spun că drumul tău se va schimba. Cine mai poate vindeca România? Cine mai poate vindeca România este mai mult decât o întrebare. Este aceeași provocare lansată și în Oltenia la săptămâna de evangelizare. O provocare a tuturor, dar mai ales a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. La săptămâna de evangelizare din județul Botoșani sunt invitați oameni din satele Ibănești, Mândrești și Fundul Herții, dar nu numai. Poți veni și tu de oriunde ai fi împreună cu noi, dar nu uita să aduci și un prieten cu tine. Să-L mărturisim pe Domnul. Dacă ne lăudăm cu ceva, ne lăudăm cu Domnul nostru. Este un Dumnezeu al vindecărilor. Binecuvintează copiii din această localitate, binecuvintează autoritățile, Doamne. Este vorba veche din bătrâni. Ne dorim ca în aceste zile de evangelizare, oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L laude și să se apropie de El, Dumnezeul vindecărilor. Pentru aceasta, este nevoie în primul rând de rugăciune, ca Dumnezeu să schimbe inimi, să aducă eliberare, iertare și mântuire celor ce vor auzi cuvântul lui Dumnezeu. Fii și tu un propovăduitor al Evangheliei prin Asociația Miros de Cer, susținând lucrarea din punct de vedere material și spiritual.